Salut prieteni, bine ați venit la Eu sunt Cristi și astăzi o să vă prezint aplicația YouTube Kids, o aplicație specială YouTube pentru copii. O aplicație care îi ferește pe copii de conținutul care este, să zicem, neinteresant pentru ei. Această aplicație o vom descărca din APK Mirror deoarece în Play Store încă nu este disponibilă pentru România. O să vă las linkul ăsta pe videotorial.ro, mergeți frumos, accesați linkul și în partea de jos o să vedeți mai multe versiuni. Eu o să vă las pentru ultima versiune, Uh, și o să aveți mai multe ARM 9 no DPI, ARM 160 DPI, ARM 240 DPI și așa mai departe până la 480 DPI cu DPI fix adică vreau să zic uh, și aveți ARM 64 nou DPI, 240 și așa mai departe da? sau x86 dacă aveți Android-ul instalat pe un aparat care are procesor Intel x86 acum eu o să descar versiunea asta ARM64 nou DPI și o să mă arunce pe pagina asta după aia mai jos am butonul roșu download APK da? O să descarc APK-ul, aștept acum să se încarce. După cum vedeți, mi-a apărut bannerul ăsta, mă întreabă dacă vreau să descarc, îmi face rol la telefon și așa mai departe. De ceva vreme, v-am mai spus și într-un tutorial anterior, s-a schimbat metoda de side load pentru aplicații și acestea pot fi instalate doar dacă browserul poate să descarce fișiere și dacă aveți activate surse necunoscute. Dacă ați mai instalat aplicații prin metoda side low, știți foarte bine cum se face asta. Dacă nu, oricum o să vă las sub textul de pe videotorial.ro niște video ajutătoare. Acum instalăm aplicația. Se instalează imediat. O să vedeți care și meniul limba română. Dăm puțin mai încet. Și uh, acum avem uh, un video, un loader, să zicem, de început și imediat o să vină și opțiunile. Acum avem opțiunile, începe. Uh, și pe parcurs, pe parcursul acestui wizard o să putem citi uh, diferite lucruri. De exemplu, aici o să băgăm 8032 Chestia asta se poate schimba mai încolo, deci nu vă faceți griji. Blocare și raportare. Aici vă scrie dacă găsiți un video care credeți că nu este potrivit pentru copii și apare în această aplicație, să-l raportați ca să fie eliminat. Mergem mai departe. De asemenea, câteva informații da, pe care puteți să le citiți și care sunt folositoare. Eu nu mai stau în acest tutorial, bineînțeles, să le citesc. Aici, dacă vreți să activați sau să dezactivați funcția de căutare, da? dacă dezactivați funcția de căutare, atunci YouTube-ul, aplicația asta YouTube, va verifica în permanență conținutul pe care copilul îl accesează și în funcție de conținutul ăla va recomanda și mai departe altceva fără niciun fel de căutare. Sau aveți opțiunea să activați căutarea pentru copiii care sunt mai mari. Da? Eu o să activez căutarea. Și cam asta este aplicația, dar mergem mai departe să activăm funcții sau să dezactivăm din setări. Și avem din nou parola de genul acesta, imediat o să schimbăm această parolă, să avem una normală pe care o știm doar noi, 2203. Și după cum vedeți ne-a apărut opțiunea aici, avem temporizatorul cu care putem să limităm timpul de acces al copilului, da? lăsăm doar 30 de minute sau 60 de minute, da? De asemenea avem setări și feedback. Mergem la setări. Aici la setări puteți să opriți muzica din aplicație care merge pe fundal. E o muzică așa pentru copii. Efectele sonore. Puteți să porniți sau să opriți căutarea pe care tocmai am activat mai devreme. Aici să limităm datele mobile. Dacă știți că sunteți pe date mobile și nu aveți în pachet multe date mobile, sunteți în străinătate sau chestii de astea. Da? proiectare, dacă vreți să permiteți copilului să poată proiecta pe televizor conținut prin Chromecast sau dacă suport televizorul proiectare directă, dacă puteți să lăsați să poată proiecta. Da? Bineînțeles, câteodată pas să fie deranjant copilul fiind cu telefonul, apasă pe ceva și vă întrerupe emisiunea favorită sau ce faceți voi la televizor acolo. Subtitrări, opțiunile pentru subtitrări, le știți foarte bine, nivelul de vârstă al copilului, conținut pentru toți copiii, grădiniță sau vârstă școlară. Dacă lăsați pentru toți copiii o să fie conținutul amestecat și pentru copii preșcolari și pentru școlari, tocmai de aia selectați și voi vârsta potrivită. Crează o parolă și aici o să creăm noi parola, eu o să o pun așa la întâmplare. Dar de acum încolo ne va cere parola asta pe care am pus-o noi, nu va mai apărea aia pe ecran cu 2303 sau de astea știi. Mergem mai departe, confidențialitate, putem să ștergem istoricul, da? să întrerupem istoricul, dar mare atenție în momentul în care întrerupeți istoricul și progresul în video va fi întrerupt. Practic dacă vizionați azi jumate dintr-un video și reporniți telefonul sau ceva. Reluați acel video de la început, da? Deci, aplicația nu mai ține minte. Politică de confidențialitate, ghidul părinților, termeni și condiții și așa mai departe. Deci, aplicația este foarte ușor de folosit. Apare pe full screen în modul landscape, da? În modul peisaj și are diferite zone: muzică, unde este muzică, bineînțeles, potrivită pentru copii. Avem învățare, unde apar diferite lucruri pentru copii ca să le învețe, da? să învețe diferite chestii noi <coughs> și explorează aici iarăși conținut cu tot felul de curiozități, tot felul de lucruri interesante. Cu siguranță în timp vor apărea și canale românești care se ocupă de conținut pentru copii, canale utile de documentare potrivite pentru copii și așa mai departe. Aici avem bineînțeles și căutarea unde putem să căutăm direct sau putem să căutăm prin voce, da? Îi permitem dacă vrem să activăm vocea. Animale. Mă rog trebuia să caute până acum animale. Da cam asta e trebuie să fie liniște nu e foarte liniște la mine. Deci cam asta este, merge și în mod normal, merge și cu căutare vocală. Dacă vreți să accesați din nou setările, mergeți aici și vă cere parola, deci setările nu pot fi modificate așa oricum. Cam asta a fost pentru astăzi, vă mulțumesc că ați fost alături de mine, eu sunt Cristi, voi ați fost la videotorial.ro, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!